Viorica Țigău, singura reprezentantă a județului Giurgiu la Olimpiada de la Londra, a ratat calificarea în finală. Sportiva cu dublă legitimare, CS Olimpia București și CSM Giurgiu, a evoluat cu mult trac, reușind o singură săritură valabilă din cele trei încercări pe care le-a avut la dispoziție. Cei 6 metri și 21 de centimetri au fost insuficienți pentru accederea în finală, acolo unde s-au calificat primele 12 sportive. Țigău a ocupat locul 23 la general, nereușind să ajungă în ultimul act al probei, la fel ca la Beijing. Interesant este faptul că rezultatul obținut la Olimpiada Asiatică, 6 metri și 44 de centimetri, i-ar fi adus acum calificarea în finală. Delegația de atletism a României nu a reușit să obțină până acum nicio medalie la Londra. Cel mai bun rezultat pentru Viorica Țigău rămâne în continuare locul 10 la heptatlon obținut în anul 2000 la Sydney.